Astăzi a fost rândul copiilor de la clasa pregătitoare a școlii gimnaziale Nicolae Romanescu din Craiova să vină la bibliotecă. Chiar dacă micuții nu știu prea bine cine este și cum arată Moș Nicolae, lista de dorințe e lungă și e pregătită din timp. Ia să-mi aducă nicelole de la Soi Luna și o popoasă Barbie. Ai fost cu minte ca să-ți aducă moșul jucării? Da, desenez. Pentru cine desenez? Pentru Moș Nicolae. Cine e Moș Nicolae, știi? Nu. Și ce desenezi tu pentru Moș Nicolae? Jucării ca să-mi aducă. Ce vrei tu să-ți aducă Moș Nicolae? Niște luminițe, o mașină cu telecomandă și un elicopter. Vreau să-mi aducă două păpuși, o căsuță, o cărticică de colorat și un bretu și un pătus cu niște țismălici. Și aici o inimiară. Și cum te pregătești tu pentru Moș Nicolae? Păi, cu lapte și biscuiți. Au așteptat acest eveniment, din timp ne-am pregătit. Au venit și cu daruri, cu jucării pentru campania de strângere de jucării și au fost cuminți pentru acest eveniment pe care îl așteptăm cu drag. Proiectele derulate de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman îi ajută pe copii să fie mai buni, să învețe să dăruiască și să ofere cadouri pentru cei mai puțin norocoși. O activitate a proiectului educațional Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, o activitate pe care o intitulăm noi de mai bine de 10 ani, Scrisoare pentru Moș Nicolae, o activitate inedită, interactivă, în cadrul căreia copiii preșcolar și școlar de la diferite unități de învățământ din municipiul Craiova, dar și din localitățile învecinate, asistați de bibliotecar, de profesor, educator sau învățător după caz, realizează, redactează scrisori pentru Moș Nicolae în speranța că, la sfârșitul acestei săptămâni, faptele bune săvârșite de-a lungul anului vor fi recompensate. Un alt proiect îndrăgit este cel intitulat Să fim mai buni, care se desfășoară de ani de zile la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman în preajma sărbătorilor de iarnă. Un proiect care face apel la solidaritatea celor mici, toți cei implicați fiind invitați la bibliotecă să doneze jucării pentru cei mai puțin norocoși. Acestea vor ajunge în preajma Crăciunului în localitățile din apropierea Craiovei, la copiii defavorizați pentru a le face sărbătorile mai frumoase.